Inspectoratul Școlar Județean călăraș monitorizează dinamica scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la nivel județean, aceasta fiind influențată de evoluția situației epidemiologice din județ. Prin urmare, în data de 13 octombrie 2020, în conformitate cu datele transmise de unitățile de învățământ, se înregistrează următoarea situație: 263 de unități de învățământ în scenariul 1, ceea ce înseamnă participarea zilnică față în față a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară. 39 de unități de învățământ în scenariul 2. Acesta presupune participarea zilnică față în față a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a 7-a și a 12-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială prin rotație de una, două săptămâni, a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceal cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție. O singură unitate de învățământ din județul călăraș se află în momentul de față în scenariul 3 sau scenariul roșu. Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activitățile de învățământ se face online. Consiliile de administrație de la nivelul fiecarei unități de învățământ adoptă propunerile de scenarii și implicit schimbarea acestora în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate de către Direcțiile de Sănătate Publică și Institutul Național de Sănătate Publică, de infrastructură și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ. Reamintim că potrivit prevederilor legale aflate în vigoare, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata incidenței cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori.